După laser nu poți rămâne însărcinată. Chirurgie, oncologie, ginecologie, procedura duce la rezultate definitive și protecție vestimentară. Să nu credeți că epilarea este o metodă îndrăgită și făcută de femei doar în ultimele decenii. Epilarea este o metodă folosită încă din timpurile străvechi de femeile din toată lumea. Și după o multitudine de metode de epilare folosite, unele mai nedureroase, altele poate mai stranii, în sfârșit a apărut o metodă permanentă de epilare, epilarea cu laser. Și putem să spunem că abia în anii 90 această metodă de epilare a luat avânt și a început să fie folosită de cât mai multe femei din întreaga lume. La noi în țară, metoda de epilare cu laser a căpătat încredere și a început să fie folosită tot mai des în ultimii ani. Odată cu popularitatea acestei proceduri, au apărut și diverse mituri despre care vom vorbi astăzi. După laser nu poți rămâne însărcinată. Laserul nu influențează absolut deloc asupra organelor interne. De fapt, laserul pătrunde doar 4 mm în stratul nostru a pielii, ceea ce nu provoacă absolut nimic asupra organismului nostru, distruge doar firul de păr. Epilarea cu laser duce la cancer. De fapt, dacă vorbim despre aparatul Lumenis, inițial această companie a produs aparate medicale, ulterior s-a reprofilat în aparate pentru laser și, de fapt, laserele care le produc ei sunt folosite și pentru medicină. Chirurgie, oncologie, ginecologie, deci laserul nu face absolut nimic rău, din contra, el este folosit chiar pentru benefic sănătății noastre. Epilarea cu laser e prea scumpă. De fapt, dacă facem un calcul, câte proceduri de laser le facem într-un an de zile, noi ne dăm seama că procedura nu este atât de scumpă, pentru că timp de un an se fac doar 6 proceduri. După aceasta nu o să mai investiți în epilare. De ce? Banii care cheltuiți într-un an sunt investiți în corpul dumneavoastră pentru o perioadă îndelungată, ceea ce doar puteți câștigați bani, nu să pierdeți. Epilarea cu laser face ca părul să devină mai dens. Nu, epilarea cu laser din contră face părul să devină mult mai rar, ba chiar distruge firele de păr și ulterior nu veți mai avea păr. Epilarea cu laser necesită doar una sau două ședințe. În comparație cu alte metode de epilare, epilarea cu laser necesită mai multe ședințe, aproximativ 6-8. Și de ce facem mai multe proceduri? Deoarece firele de păr nu cresc totodată, sunt diferite faze de creștere și e nevoie să programăm astfel procedurile ca să le distrugem în faza corectă. Făcută corect și la specialiștii calificați, procedura duce la rezultate definitive. Epilarea cu laser nu se poate face vara. Noi vara nu facem fața și mâinile, deoarece sunt zone care direct se expun la soare, ci ține de restul zonelor picioare, axile, zona intimă, noi le facem și vara, doar cu protecție solară, numai decât, și protecție vestimentară. Epilarea cu laser distruge firul blond. Nu este corect, deoarece laserul acționează strict asupra melaninei. Melanina este pigmentul de culoare din piele sau din firul de păr. Și dacă nu este pigment, dacă firul este blond, laserul nu are ce distruge. Da, deci este foarte important să vă informați din surse sigure și la noi, fetele, vă vor consulta. Fiecare dintre voi a auzit unele neadevăruri despre epilarea cu laser. De ce vă îndemn să vă informați din surse sigure? La noi, la Olala, veți avea parte de o consultație înainte de procedură, unde puteți adresa toate întrebările voastre. De ce vă îndemn să telefonați sau să ne scrieți și noi vă ajutăm cu drag.